Luând în considerare regresul înregistrat la toți indicatorii în ultimii 4 ani de către administrația locală a comunei Găujean, dar și recomandările venite de la centru cu privire la promovarea femei în viața politică liberală, conducerea PNL Giurgiu a confirmat recent promovarea și susținerea în competiția pentru primăria Găujean a doamnei Lucica Moldoveanu, persoană care a mai funcționat pe această funcție în mandatul 2008-2012. Prezentă la lucrările întâlnirii de vineri a organizației PNL Giurgiu cu media locală, Lucica Moldoveanu a precizat faptul că își dorește revenirea în funcția de primar, deoarece consideră că a îndeplinit și poate îndeplini mult mai bine prerogativele acestei funcții. Iar rezultatele obținute în mandatul anterior vin să confirme cu prisosință acest lucru. Motivată de lipsa de implicare actualului edil în viața comunității, dar și dorința de a contribui la dezvoltarea comunei, aceasta a hotărât să candideze din nou la primărie, iar printre prioritățile asupra cărora se va apleca vor fi modernizarea și eficientizarea sistemului de învățământ în localitate, iar până la finele mandatului vrea ca localitatea Găujean să devină înfloritoare. Mi-am propus ca, dacă ne ajută Dumnezeu, pe data de 5 iunie 2016, să revin în fruntea comunei. Îmi doresc din suflet ca să dezvolt, în primul rând, educația, să creăm câteva locuri de muncă, să înflorim oricum Găujeanul. Asta îmi doresc din suflet. Sper că alături de noul meu partid pe care mi l-am ales, ca să-l reprezint PNL, îmi doresc din suflet ca să nu dezamăgesc Găujeanul, să nu fiu dezamăgită și îmi doresc să înflorească pe zi ce trece odată cu ajungerea mea acolo. Susținut de foarte mulți cetățeni care sunt nemulțumiți de activitatea actualului primar, dar și de către o echipă de consilieri locali foarte bine sudată, Constantin Nan, aflat la prima sa opțiune în politică, consideră că se poate ridica la nivelul cerințelor PNL pe linie de administrație, moralitate și interes în slujba cetățenilor. Axată principal pe atragerea surselor de dezvoltare asigurate din bani europeni, candidatul din Izvoarele are în vedere implementarea unor proiecte pentru modernizarea infrastructurii, dar și pentru continuarea obiectivelor de investiții lăsate în stadiu de proiect de către vechea administrație locală. Am hotărât să candidez la primăria Izvoarele, la rugămintea mai multor persoane din comună, și mi-am format o echipă de consilieri oameni foarte serioși, cu care sper să fac o surpriză plăcută la alegerile din 5 iunie. Pentru comună mi-aș dori să pot accesa cât mai multe fonduri europene, să asfaltarea străzilor din comuna Izvoarele și tot ce nu s-a reușit face până la acest moment.